Și negru, și alb, și gri este o comedie amară semnată de Mimi Brănescu, actor, scenarist și regizor de film. Brănescu a distribuit-o în rolul principal al piesei pe soția sa, Mirela Oprișor, care o interpretează pe Lena, o femeie nefericită care a fost influențată mare parte din viață de mama sa. Carmen Tănase, care face un rol de excepție, o interpretează pe mama Lenei. Marina, o femeie care până la urmă moare de atac vascular cerebral, dar nu înainte de a-și fi vărsat ofurile vis-a-vis de fratele său, interpretat de Adrian Titieni, și de sora, interpretată magistral de Dana Dogaru. Mai apar în spectacol Angel, soțul Lenei, interpretat excelent de Vlad Zamfirescu, Tania, cumnata Marinei, interpretată de Natalia Călin, și Tudor Aronis Tudor, care îl interpretează pe Marius, amantul lui Cati. De ce ai zis? Nu, cum n-am, eu vreau să stau banii înapoi, că tu ai muncit pentru ei, nu i-ai furat. Nu te urile să mai și ajută între ele, eu așa știu. Nu doar își scoate ochii. Cine cu ei scoate ochii? Hai, măi, Marina. Voi nouă, că oricum facem, nu e bine să vă convină și voi. Ne-a ajutat, bărbată, tu e adevărat. Dar după aia nu ne-a scos ochii? Așa se face? Păi la ce ne-ați mai ajutat? Ca să ne faceți de râs? Păi te-am ajutat că n-am avut încotro că ajunge la pușcărie dacă nu-ți dădea banii. Vezi? Vezi de ce e bine să ne mai Spectacolul este presărat cu înjurături și cuvinte obscene, dar povestea este credibilă și actuală. Este o romanță tristă a irosirii vieții în căsnicii, fără iubire și a căutării a sensului existenței. Mă, tu să-ți spui de ce n-ai ținut-o pe Lena la tine? Și de ce n-ai venit tu la mormântare la mama? Și ce ai spus tu, Victor? Ia ieși afară! Tu mai ții minte cum făceai cu ciocolata? Că mie și lui Ionel ne dădeai câte un pătrățel și tu mâncai restul? Mai știi ce s-a întâmplat cu rochița mea de dantelă? Prima mea rochiță când m-a îmbrăcat mama cu pantalonii lui frate-miu, care mi-erau și mici. Și mă arătați cu degetul tu și cu marca și mă strigați, Marine, nu Maria, tu ai puță, nu pățărica! Carmen Tănase și-a depus prin prestația în acest spectacol candidatura la premiul destinat celei mai bune interpretări a unui rol feminin.